concurenții din casa băieților nu știau ce să se joace, ce să facă și s-au gândit la un joculeț, cineva punea o întrebare, altcineva răspundea, nu știu exact dacă era adevăr sau procent sau am, n-am, oricum, nu asta contează. Cristi, de exemplu, a avut ceva să-l întrebe pe Stelian dacă este conștient de faptul că gestul lui a dată dovadă de imaturitate când a trecut zilele trecute pe lângă Ramona și și-a pus mâna la față, cum se vede și în imagine. Iar Stelian i-a zis că are ceva ascuns, întrebarea aceasta, și Cristi i-a zis că a dat-o direct pe față, nu e nimic ascuns, iar Raul i-a zis lui Stelian să răspundă. El a spus că nu, nu se consideră imatur, făcând acel gest, și te s-a întrebat pe bune, nu te simți imatur când faci așa, când treci pe lângă fosta? Stelian a spus din nou că nu, și test nu era deloc de acord cu el.